Ai zis că o să faci niște dezvăluiri, o să vorbim despre mafia din Constanța, da, în seara asta. Mie altfel mi s-a părut să ai curajul să-l calci în picioare pe Radu Mazăre, pe Nicșor Constantinescu, pe Strutinski, pe cine am deranjat așa rău de a-ți ajuns la chestii de genul ăsta. Și nu era vorba despre Radu Mazăre. Radu Mazăre, deci nu, atunci în Alt Preasfinția Sa, Teodosie. Și de atunci n-am mai scris nimic de Înalt Preasfinția Sa. Okay. Cred că capul de capii sunt domnii procurori în Constanță. Știi că prima judecătoare care l-a condamnat pe Radu Mazăre i-a dat 4 ani cu suspendare în dosarul retrocedărilor, în care a luat ulterior mult mai mult, era soția șefului SRI Timiș. Tragem concluzii, Radu Mazăre a fost protejat inclusiv de servicii? Da. Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu ar trebui să stea toată viața în pușcărie. N-ar trebui să mai iasă niciodată. Dacă nu vrea nimeni să le povestească, cine să le povestească? Doamna pensionară care a fost la tine? Soția domnului procuror, anul trecut, s-a asociat într-o firmă. Nu spune, Solid House. Nu, okay. Se numește EasyMed Consult. Știi cine este asociatul soției domnului procuror în firma respectivă? Cred că o să am o surpriză, nu știu. Gabriel Comunescu. Este un domn procuror care mă uitam, nu știu dacă ar trebui să spun asta, dar m-am uitat, că-s curios, nu? Okay, pe declarația de avere apărea că a câștigat 15.000 de euro la poker online. Pot să mă întreb eu de ce nu au fost anchetați niciodată Stroie, Felix și Ion Dumitrache? Oare pentru că directorul adjunct al lui Felix Stroie de la Raja a fost fostul director SRI Constanța? Poliția în Constanța nu că a pierdut lupta cu infracționalitatea. Nici măcar n-a început-o. Nu cred că a început-o. N-a intrat exact în ring cu criminalitatea ca să piardă vreun meci. La 3 zile după ce domnul primar este anunțat ca fiind urmărit penal, soția domnului Glugă devine consilierul primarului din Constanța, onorific. Virgil Chițac e și el o marionetă. Are 6 dosare penale. N-are... Eu nu îl scuz pe Virgil Chițac acum. Ai văzut raportul ISC la Năvodari? Da, 270 de blocuri, care ar putea fi cu probleme pe autorizațiile de construire. Da. Pentru că ISC-ul a venit și a făcut acel control. Nu știm. Dar aș putea să fac un pariu cu tine că îi găsesc pe domnii despre care am vorbit și printre blocurile. Directorul de la Raja acum este finul domnului Dumitrache. Domnul Comunescu se laudă că el controlează procurori, face drege. Uite, unde se laudă domnul Comunescu? Între prietenii lui, așa. Îți spun documentat de ce au ajuns Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu la pușcărie, dacă vrei. De ce? Pentru că au intrat pe o felie unde nu aveau voie să intre niciodată. Cum să am eu încredere în justiția din Constanța? Dorian, ai reușit să mă șochezi în seara asta, dar întrebarea mea, după informațiile tale, șoc, mai avem vreo șansă? Bine v-am regăsit la Constanța TV, între alb și negru, emisiunea Emil Tatu sunt eu. Știți bancul ăla cu nebunii și piscina? E bine, astăzi avem nebunii în emisiune. Eu odată și invitatul meu de astăzi. Și pentru că îmi plac nebunii, dintre toți nebunii, unul singur îmi place cel mai mult. Habar n-am ce o să vorbim astăzi, dar știu că de câte ori este prezent Dorian Hapurnea pe canapeaua verde, este o emisiune tare, așa că înainte de orice o să vreți să dați share la emisiunea asta. Bine venit, Dorian! Bine te-am găsit! Am văzut că săptămâna trecută ai avut o doamnă. Da, am avut-o pe Măriuca Andrean. Câți urmăritori aveți voi la Constanța TV pe Facebook? 25.000. 25.000 în cât timp? În 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate, ok. Eu am 57.000 în 9 ani, da? M-am uitat de curiozitate să văd la doamna. Are 800 de urmăritori. La doamna la ce? La publicația? Da, pe Facebook, da? E... 27 de ani de presă, 800 de urmăritori. Cam despre asta e vorba. Cam emisiunea, văzut că... emisiunea de săptămâna trecută a făcut cel minim, a făcut peste 30.000 de vizualizări. Da. Asta înseamnă că toată discuția mea aprinsă cu, cu Măriuca de săptămâna trecută a fost savurată. Nu știu dacă a savurat lumea, că am zis eu că hai să folosesc limbajul ei, miționez pe mecanismele lor de partid. Nu, este că te piși pe
mă piși pe mecanismele de partid. Așa am zis, nu știu, asta da. Probabil a atras niște... Da, că știu că m-am gândit, l-am stricat și pe Emil. Niște vizualizări. Dar lasă că nu m-ai stricat. Uite, astăzi ai zis, ai postat dimineața asta că vii încoace azi și poți să-mi dai foc la valiză, că de-aia și avem... Nu, n-am scos, am scos să-mi dau foc la valiză. A, o să-ți dai ție foc la valiză? Eu am crezut că valiza e mele și de-aia am spus că valiza mea n-are nimic împotrivă. Dar uite, avem în studio și valiză, să-ți dai foc la ea. Eu sunt pregătit cu petrolul pe ea. Sunt pregătit cu stingătorul. Da. Ai zis că o să faci niște răzvăluire, să vorbim despre mafia din Constanța în seara asta. Dar la ce mafie te referi, Daniel? Eu am fost jurnalist începând de prin anii 2001 până undeva aproape de 2005, când băieții ăștia, Radu Mazăre și toată gașca aia, sătui de faptul că eu nu mă conformam, pentru că n-aveai voie să scrii despre ei. Mi-au dat eject din presa din Constanța și vreo 8 ani n-am avut de ales, a trebuit să stau pe lângă. Când m-am întors, m-am gândit, bă, nu mai au ce să-ți facă. Pentru s-a că schimbat lumea între e timp. Online, ce să-ți facă pe online? Când lucram eu inițial, erau câțiva patroni de presă, se vorbiseră între ei, eu nu mai aveam voie să fiu angajat. Era foarte simplu mecanismul. Strutinski controla distribuția, dacă Hapurnea scria ce nu trebuie, nu apărea ziarul prin piețe. Era un mecanism relativ simplu de a controla. M-am gândit, m-a apărut online, nu mai au ce să-mi facă. Și mi-aduc aminte că am deschis publicația Constanța.ro, pe care o relansez acum pe partea de lifestyle, știi că am mai discutat noi doi. Asta. Și aveam eu așa, scriam despre Mazăre, cred că de fiecare mi-a plăcut mie să fiu, și asta am învățat la școală, la replica, cum ar veni. Patronul de atunci ne spunea, trebuie să fim altfel. Ca să ne vindem ziarul, noi trebuie să fim altfel. Să stărnim o controversă, cumva. Mie altfel mi s-a părut să ai curajul să-l calci în picioare pe Radu Mazăre, pe Nicușor Constantinescu, pe Strutinski, lucru care nu se întâmpla în presa anilor 2013. Oho, eram în plin... Era bine, Info Sud-Estul mai avea curaj și sunt de apreciat pentru asta și Ziua de Constanța mai făcea asta. Da, asta știu și eu. Se pot discuta cum făcea și cum, dar Ziua de Constanța clar îl ataca destul de dur pe Radu Mazăre. Ce nu știe lumea e că în perioada aia, deși aveam publicația Constanța.ro, după ce am apărut, cei de la Ziua de Constanța îmi plăteau ca să le dau anchete și le publicam și în ziarul lor. Bine, între timp, cred că se mai relaxase un pic și din punctul ăsta de vedere Radu Mazăre, adică accepta și puncte de vedere diferite și chiar nu îi plăceau, dar... Nu îi plăceau, dar învățase că presa e... Adică la început, online-ul și nu mai avea ce să facă. Nu mai avea, era devenise cumva liberă. Chiar nu mai avea ce să facă. Eu nu cred că Radu Mazăre personal a fost vreodată ăla foarte ofuscat, cât Strutinski din spatele lui, poate chiar și Nicușor erau foarte deranjați și încercau să închidă gura. Radu Mazăre era cu caitul, se plimba, avea el... Îl durea undeva de exact, ce nu îl interesa foarte tare, erau alții care se ocupau pentru el. Și am revenit în presă în 2013 și m-am apucat și aveam două subiecte preferate. Radu Mazăre, în alt preasfinția sa. Ok. Radu Mazăre, în alt preasfinția, îmi plăceau chestiile astea. Despre Radu Mazăre în momentul ăsta nu prea mai ce să scrii, dar despre sfinția sa... Sunt lucruri, sunt grămadă. Și mă trezesc după câteva luni că se începe urmărirea penală împotriva mea pentru evaziune fiscală. Ok. Și zic, bă, dar ce evaziune fiscală am făcut eu? Că îmi căutaseră domnii procurori prin afacerile pe care le-am avut înainte să mă reîntorc în presă și găsiseră o evaziune fiscală, spuneau ei, de 2500 de lei. Adică ce ai făcut? Ai încasat niște bani și... Adică n-am tăiat facturi, spuneau ei, către o firmă. Am întrebat atunci, un patron murise, un patron fugise din țară la firma respectivă, că am vrut să iau legătura să înțeleg când am colaborat eu cu firma aia, nici n-auzisem de ea. Și până la urmă, niște discuții așa, am zis direct, bă, dar pe cine am deranjat așa rău de a-ți ajuns la chestii de genul ăsta? Și nu era vorba despre Radu Mazăre. Dar despre ce? Păi erau două personaje în toată povestea aia. Radu Mazăre, deci nu, atunci în altă sfinția sa Teodosie. Eu nu pot să susțin vreodată că a sunat IPS-ul la procurori. Nu. Dar așa mi s-a... spus atunci. Dincolo de povestea asta, am înțeles atunci noul context.
Pentru că am zis, bă, ăștia nu te mai dau afară de la ziar și gata. Ăștia îți inventează evaziuni fiscale. Pe lângă faptul că pentru a stabili evaziunea fiscală atunci, a trebuit să plătesc 6.000 de lei un expert care să calculeze evaziunea fiscală de 2.500 de lei pe care să o plătesc și să se închidă bursarul. Expertul a costat mai mult decât prejudiciul. Da, expertul 6.000 de lei, evaziunea 2.500 de lei. Le-am plătit pe amândouă și s-a închis dosarul. Totul e bine când se termină cu bine. Și de atunci n-am mai scris nimic de înalt preasfinția sa. Ok. Am înțeles mesajul. Sigur, acum după ați ani, dacă ar fi cazul, aș scrie că... Asta e mafia despre care îmi spuneai că o să vorbim? Eu cred că da. Cărei cap ar fi înaltă sfinția sa Teodosie? Nu, nici vorbă. Păi, orice mafie are și un capodicapi. Da, nu, și mă gândeam că la asta trebuie. Cred că capodicapi sunt domnii procurori în Constanța. Cred că domnii procurori controlează. Uite, asta e afirmație șocantă. De ce a fost nevoie de 15 ani ca Radu Mazăre să ajungă la pușcărie? Uite, nu știu să răspund la întrebarea asta. Pentru că cineva l-a tot scăpat, nu? Așa pare. A avut Radu Mazăre și alte dosare care s-au închis între timp? Multe. Ok. Foarte asta, multe. Tu spui că... Hai să spun o poveste. Te rog. Avem un... Cine e șeful procurorilor din Constanța? Că ești avocat. Trebuie să știi. Șeful prim tuturor procurorilor. Parchetului de pe Curtea de Apel Constanța e domnul Gigi Valentin Ștefan, pe care să se pensioneze, din câte știu, urmând să se organizeze concurs pentru ocuparea postului. A mai fost înainte de domnul Gigi Valentin Ștefan un domn procuror, Marian Alexandru, scapă numele acum, așa? Marian Alexandru, care din câte știu, odată cu pensionarea, s-a înscris în PSD. Nu? Acum, libertatea alegerii vieții politice e în Constituție. Nu? Fiecare din noi putem să ne alegem. Gândit. Așa, un pic. Poate să-ți cum dea de gândit. Cum se pensionează omul, se înscrie în PSD. Pentru că a avut o interdicție toată viața profesională, cel puțin având în vedere calitatea procuror, să facă în vreun fel politică. Da. Să știi că domnul ăla a fost dat afară din funcție pentru foarte multe nereguli găsite în activitatea lui. Uite, asta nu știu. Știu există, că s-a lucrurile s-au publicat. Într-un final s-a publicat, dar din funcția de prim procuror a fost dat afară pentru că au fost găsite multe, multe probleme. El este contemporan cu ascensiunea lui Stroieș Numitrache, dacă vrem să o luăm așa, pe care colega săptămâna trecută spunea că nimeni nu i-a închetat penal. Da, dacă... a făcut o afirmație. Mănuiu că a spus că nimeni, că n-a fost de fapt anchetat penal și că nu există dosare. Dacă procurorul vine și se înscrie în PSD când iese la pensie, mie asta îmi dă de gândit. E o supoziție pe care tu o faci. Evident, am zis că îmi dă de gândit, că mai mult nu am nicio dovadă. Că poți să spui întrebări, normal. Întrebările sunt libere. Avem un domn Gigi Valentin Ștefan, care avea o soție la momentul anilor 2017. Ok. Care soție lucra la Solid House. Ok. Ok. Care soție, lucrând la Solid House, se asociază cu patronul de la Solid House. Ok. Devine asociat. Bun. Da. Devine asociat în firma Gur Holding SRL. Nu, habar n-am firma. A fost o firmă care între timp și-a schimbat numele, că acum se numește Red Gold SRL. Mă rog, și și-a schimbat și patronul și tot. Împreună, în firma asta, soția domnului Gigi Valentin Ștefan, și astea sunt lucruri scrise de Info Sud-Est, le putem găsi oricând, dețineau un teren cu o clădire, un teren mic, o clădire de 64 de metri pătrați, un graj și o fosă. Și pentru că dețineau terenul ăsta, au cerut de la primăria Constanța 4.000 de metri pătrați în jur. Asta e undeva în zona Palazul Mare. Ok. Și au cerut 4.000 de metri pătrați în jur. Pentru că primăria era proprietar pe restul terenului și a zis, noi suntem aici pe 64, mai vrem 4.000. Exact. Ok. E interesant, nu? Adică metoda de acum, din primăvară, cu plaja. Avem și noi 85 de metri sau cât avem acolo, dați-ne ce mai avem în încă jur. 800. Încă 800. Ok. Se întrunește, Radu Mazăre dă o hotărâre de Consiliul Local prin care e de acord... De fapt, Consiliul Local. Tot Consiliul Local, că nu dă de Radu Mazăre hotărâri. Radu Mazăre o iniția și consilierii spuneau... Da. Consilierii au stabilit că acest teren trebuie vândut. Da? Se întrunește o comisie după hotărârea de Consiliul Local care spune, domnule, terenul costă 210.000 euro, doar că noi nu vrem să-l vindem, că e ciudat cum să vindem pentru o clădire de 64 de metri pătrați și un graj de 4.000 în jur. Noi nu vrem să-l vindem. Atunci firma în care soția domnului procuror și cu Solid House erau asociați, dă în judecată primăria Constanța.
Pentru să-i oblige să vândă tărea. Pentru că, deși comisia a spus că nu e de acord, exista hotărârea de Consiliul Local, care nu s-a revocat. Deși era ușor să faci asta, nu s-a revocat. Și atunci, firma aceasta dă în judecată Primăria Constanța, primărie care nu depune nici măcar întâmpinare la proces. Ok. Tu știi bine ce înseamnă asta. Depunerea întâmpinare, cel puțin din 2013 încoace, este egal cu decăderea din dreptul de invoca excepție, de a propune probe. Deci nu s-au prezentat la proces. Deci nu doar că n-au depus o întâmpinare pe care o poți trimite prin mail. Deși primăria nu duce lipsă de apărători. Evident, și primăria lui Radu Mazăre avea apărători. Primăria are apărători încă de anii 90 încoace. Exact. Nu s-au prezentat la proces. Câștigă firma respectivă, primăria nu face apel. Ok. Nici măcar atât. Da? Și atunci oamenii cu o hotărâre definitivă și revocabilă vin și spun, domnule, nouă să ne dați ăștia 4.000 de metri pătrați. Se face un raport nou de evaluare și se stabilește jumătate din prețul inițial. Nu mai e 200.000, nu mai e 210.000, e 101.000 euro. Ok. Plătiți 4 rate pe an timp de 6 ani. Să fie bine, să fie ușor, să nu omorâm capitalistul din fașă. Prețul real era acolo undeva între 40 și 80 de euro metru pătrat. Au spus-o procurorii care au verificat, procurorii DNA, că noi aici vorbim de procurorii de la parchet, da? 40-80 de euro metru pătrat, ei l-au vândut la 25. Inițial la 210.000 de euro, parcă era aproape 50. De realitate. Era cam 50 de euro. Deci comisia aia prima și-a făcut treaba și prețul a fost corect, dar s-a rezolvat. Deci s-a vândut 6 ani, 4 rate pe an, adică ajungeai să plătești în 24 de rate în 6 ani. Adică destul de simplu. Da? Deci terenul s-a luat. Nu e nicio problemă. Nașii Ramonei Dospinescu, Ramona Dospinescu, șef a Direcției de Patrimoniu din Primăria Constanța, condamnată și ea în dosarul retrocedărilor, îi vând un teren domnului procuror cu 70.000 de euro, teren care în realitate evaluat valora 929.000 de euro. Ce s-a cercetat treaba asta? Uite, o perioadă în care eu nu activam în zona asta de presă. DNA-ul a deschis un dosar în 2020 pe poveștile astea. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu dosarul. Probabil în lucru, dacă e deschis în 2020. Probabil în lucru, da. Deci, din un teren evaluat la 900.000 de euro a fost vândut cu 70.000 de euro. Da. Un teren pe care domnul procuror și-a făcut o vilă imensă pe malul lacului Sudghiol. Are o vilă de 1.100-1.200 de metri pătrați. 1.100-1.200 de metri pătrați? Da, e imensă. Da. E imensă, într-adevăr. Între timp au divorțat, toată averea a rămas soției, toată lumea zice că locuiesc încă împreună în vila respectivă, dar pe declarația în 1200 de metri pătrați poți să nu te întâlnești. Adică exact, poate au intrări separate. Poți să te pierzi, intrări separate. Poate fi cert partajat e că pe declarația de avere domnul procuror e sărac lipit acum. Cred că i-a venit mintea și a zis, bă, dar de ce nu divorțez eu? Că e mai simplu. Nu mai trebuie să apară pe declarații de avere, nu mai apare nimic. Da. În perioada metodă pe care de fapt a aplicat-o, dacă țin minte bine o emisiune de-a ta, inclusiv primarul nostru actual, domnul Virgil Chițac. Iată, care dar el trecea pe declarația de avere că e căsătorit. Exact, asta făcea invers, aia era noaptea minții acolo, era divorțat nimeni. De fapt, da. Încerca să păstreze aparența, adică să nu se supere soția. Da, e ceva ciudat. La început am alergat și m-am oprit să respir soare și apă. Am învățat dansul în ritmul valurilor și am râs, de poftă. Am respirat adânc aerul proaspăt și am explorat. M-am relaxat și am visat cu ochii deschiși. M-am întors pentru că mi-era dor de locul în care vara prinde viață. În perioada în care s-a întâmplat ce am povestit eu aici, mai multe dosare în care era implicat Radu Mazăre au fost închise. S-a încetat urmărirea penală, da? Ceea ce mie îmi dă de gândit. Și acum venim în prezent. Solid House are doar anul ăsta 5 autorizații de construire pe terenurile unei firme care se numește Nitalexil. Ok, n-am auzit de. Nitalexil este firma familiei Radu Mazăre. Nu, toată lumea știe. Uite, eu nu știam. Da. E Nitalexil. Una din firmele lor celebre cu care au construit, sigur, știi, tot felul sunt de asociații. Tot felul de interpuși, offshore-uri, Cipru, ei oricum întotdeauna au lucrat așa, să nu-i poți găsi foarte bine acoperiți, dar
toată lumea în orașul ăsta știe că Nitalexile e firma familiei Mazăre. Mai mult decât atât, Solid House construiește, cu autorizație de la Virgil Chițac, lângă Scandinavia, un P+15. Asta am auzit zilele astea, am citit în presă. Pe terenul unei firme care se numește, că terenul nu e al lui... Nu e al lui Solid House. Unde construiește Solid House, terenul e al unor băieți deștepți, care spun, noi punem terenul, voi puneți și numai ei știu cum împart la final. Da, se face un contract de asociere în participație, nu se mai practică metoda asta. Da, se practică. Cineva vine cu terenul, cineva vine cu construcția. E foarte interesant să vezi care cât ia. Că dacă eu vin cu terenul și domnul procuror vine și construiește, dar el ia 80%, sună un pic ciudat. De-aia zic, noi nu știm cum se împart banii la final. Asta nici nu se poate afla de principiu. Probabil că organele abilitate dacă pot se va afla, investiga da. Vreodată o astfel da. De da. Relație comercială între doi, cu un proprietar și un constructor, da, probabil că o să afle. Deci revenim în prezent, da. Solid House, știi blocul de pe Ferdinand? Da. Ăla de neterminat? Ala. Ai Solid House. Ok. Da? Mamaia, 15 etaje. Încă 5 autorizații de blocuri de 8-9 etaje pe terenurile Nitalexil. Acolo... Pe terenul unei firme, ca asta spuneam, în, lângă Scandinavia, o firmă care se numește Thomas Contractors, pe care dacă o cauți, are acționar Five Holding. Adică Five, da, Holding, Five Holding, ok, despre Five Holding da. Am mai auzit și eu. Că da, Break e tot în anturajul. Evident, da. Deci noi suntem în prezent într-un peisaj în care o firmă pe care o putem suspecta destul de clar că are combinații reale cu șeful procurorului din Constanța. Și aici ne aducem aminte și de Murat de la Fenicia, care povestea peste tot cum îl sună un domn procuror să lase blocurile să se ridice prin Mamaia, că nu voia să le dea acord. Se leagă lucrurile, nu? E interesant. Se leagă niște lucruri. Mohamed Murat a tăcut brusc de ceva timp încoace, de când a apărut scandalul cu Dan Diaconescu. Nu am, cred că mai auzit ceva despre... A fost odată la televiziune, la Realitatea și este exact povestea asta, că îl sună procurorii să dea autorizații, să dea acordul să se construiască pe acolo, pe plajă, pe lângă el. Se înseamnă că trăim într-o epocă în care, în momentul ăsta, de fapt, umbra lui Radu Mazăre... Asta ziceam. Încă... Da. Are un efect imens asupra Constanței. Adică dacă vorbim de 5 autorizații de construire cu blocuri P+15, cel puțin una din ele, date de Virgil Chițac. Da. Asta doar în 2023. Asta în condiție în care Radu Mazăre este în închisoare. Da, dar restul au rămas aici. Iar dacă... Sorin Sudischi își execută pedeapsa prin Italia... De ce nu s-a apărat Radu Mazăre? De ce nu s-a apărat primăria lui Radu Mazăre în proces cu firma soției domnului procuror? Asta poate fi întrebat doar Radu Mazăre. O să zic că nu-și mai aduce aminte, că e mult timp de atunci și... El trebuia întrebat la... În câte procese nu s-o fi apărat primăria și or fi trecut de filtrul Radu Mazăre nu va mai răspunde la nicio întrebare niciodată, pentru că nu mai are de ce. El e o persoană fizică. Decât dacă își dorește vreodată să facă lumina asta. Nu își dorește, nu. Nu. Știu că și eu am încercat să iau un interviu, m-am oferit chiar să... Bine, n-aveam cum altfel. Să mă duc să realizez interviu acolo unde este încarcerat. Am primit un refuz din partea lui Radu Mazăre pentru un astfel de interviu. Asta zic. Nu el știu dacă Nicușor Constantinescu mi-aș dori să stau de vorbă cu Nicușor Constantinescu și cred că o să îi extind o invitație. Da, o să ai dureri de cap. O să facem probabil un interviu maraton în care... Da, au mai făcut, au mai fost. A mai fost? Da, uite, sigur, iarăși nu știu. Sigur. Și Victor Radu a făcut la un moment dat și Alexandra de la Realitatea TV. Da, a trecut ceva timp de când s-a făcut cu Nicușor Constantinescu. Cred că doamna Anca, nu Alexandra, m-am întâmpit. Anca Alexandrescu, că a fost chiar anul trecut. Am înțeles, uite, n-am văzut interviul ăsta. Da. Bun, deci dar e foarte dificil cu Nicușor Constantinescu pentru că el, poate pentru tine fiind avocat, e mai simplu. Își pune povestea, trebuie lăsat să spună povestea și după aia să îi se pună întrebări. El își spune povestea, dar își pune lui povestea în termeni foarte juridici și asortează tot cum, asezonează, nu? Așa se spune. Asezonează. Asezonează totul cu niște conspirații de nivel mondial. Care l-au condus acolo unde este. Știi că prima judecătoare care l-a condamnat pe Radu Mazăre i-a dat 4 ani cu suspendare în dosarul retrocedărilor, în care a luat ulterior mult mai mult, era soția șefului SRI Timiș. Și uite, asta înseamnă că, de principiu, dacă stăm să facem supoziții și să tragem concluzii, Radu Mazăre a fost protejat inclusiv de servicii? Da.
până la un punct în care l-au dat până din brațe? Până la un punct în care n-au mai putut să-l protejeze, da. N-au mai putut sau n-au mai vrut? N-au mai putut. Cred că... Era prea mult de protejat și nu, atunci... Nu, pentru că s-au străduit foarte tare să-l aducă din Madagascar. Cu răpire de acolo, cu tot ce a fost. Eu nu îl iubesc și, din punctul meu de vedere, o repet, Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu ar trebui să stea toată viața în pușcărie. N-ar trebui să mai iasă niciodată. Nici ei, nici Sorin Strutinski și mai sunt câțiva pe lângă care... Și atunci dacă l-au protejat, de ce l-au adus din Madagascar? Că păi așa... asta va rămâne o întrebare. Cineva a ordonat să fie adus. Acum unii spun că americanii, unii spun că Iohannis avea nevoie de un... Da, uite, vezi, sunt și așa. Noi dacă vorbim așa, discutăm în termeni conspirative, adică ajungem la un discurs de genul... Păi s-au dus și au răpit un om din Madagascar. L-au urcat sunat, în avion? L-au sunat, l-au mințit din partea guvernului Madagascar că actele sunt în regulă și să vină și că e cetățean acolo, are rezidență tot. El, săracul, și-a sunat familia, era foarte bucuros, săracul. Mă rog, a căzut ca papagalul. Din punctul ăsta de vedere, săracul, dați spun după ce termin tu. Da. Și s-a dus și actele și l-au luat pe sus și l-au dus în România. În Madagascar nu există o extradare. Cum ai luat un cetățean de acolo? Uite, asta nu e corect ce s-a întâmplat. Adică înțeleg că e nevoie să aduci un om în țară pentru că este nevoie să-l aduci în fața justiției, dar nu când o faci ilegal. Adică scopul niciodată nu scuză mijloacele, mai ales din punct de vedere juridic. Da. E clar că ai un scop. Cum spunea și ministrul de interne, care... Da. E avocat la bază. Am avut nevoie de 2 ani să documentăm cazul cu Căminele Groazei. 2 ani în care nu știm câți bătrâni ori fi eventual și murit din cauza condițiilor de acolo, ca să ne strângem probe. Păi ăsta e cinism deja și e dus la nivel extrem. Scopul... Și eu nu cred că plecarea lui în Madagascar a fost întâmplătoare. Cred că a plecat cu câteva luni înainte să fie condamnat. Cu câteva luni înainte să fie condamnat și avea deja acolo afaceri pornite, adică avea un teren. Avea pregătit. Avea terenuri din care să înceapă să facă ceva. Nu, eu cred că cineva i-a spus ce sentință va urma. Crezi că se va întoarce Radu Mazăre în Madagascar odată ce iese din închisoare? Da, așa spune tuturor. Că în prima zi când este eliberat, pleacă direct în Madagascar și nu vrea să mai audă de România. Nu mai pot eu să se ducă. Nici noi nu ținem... Nu mai vreau să aud de România, dar din ce îmi spui tu, de fapt, umbra lui Radu Mazăre e încă foarte prezentă. Da, pentru că înțeleg că fratele lui care e liber se ocupă, e foarte... Dar uite, există o discreție totuși din punctul ăsta de vedere, adică nu mai avem lucrurile atât de pe față. Păi dacă nu vrea nimeni să le povestească, cine să le povestească? Doamna pensionară care a fost la tine și care a fost patroana ziarului lor? Nu cred... Măriuca îmi vorbea, când a spus că nu există dosare, îmi vorbea de cei doi domni care conduc PSD Constanța în momentul ăsta, de Felix Troie și Ion Dumitrache. Și îmi spunea că nu există dosare penală. Da, dar asta nu e niciodată o scuză. Adică, dacă pe modelul rusesc, nu există încă oameni vinovați, doar că nu i-am cercetat destul. Ar fi îngrijorător să gândim că într-un stat teoretic de drept, și acum spun din punct de vedere al Felix avocatului... Felix Troie și Ion Dumitrache. Da? Ar fi îngrijorător. Să spunem că dacă nu au dosare, înseamnă că n-au fost investigați destul. E evident că era o glumă, era modelul rusesc, Stalin. Bun, mai există un domn procuror pe care îl cheamă Iacobici Grigore Gil Julia. Scuzați. Da, a fost prim procurorul pachetului de Tribunalul Constanța. Așa, și acum este la Curtea de Apel. Urmând să participe, din câte știu, la concursul pentru ocuparea postului de procuror, procuror șef al Curții de Apel. Bun. Domnul ăsta are o soție și o soacră, evident. Ca și un somor. Da. Știi povestea? Nu. Bun. Doamna soacră este primar PSD în comuna Grădina. Ceea ce în mod normal nu e nimic în regulă cu asta. Nu este. Nu. Ok. Dar e o legătură interesantă. Doamna candidează de 12 ani singură. Nu există contracandidat la Grădina niciodată și câștigă cu 100%. Câți locuitori are Grădina? Ai idee? Cred că la vot vin în jur de 800. Din 800 de oameni? Da. Da. Ok, doamna candidează singură de 12 ani. Singură, iar oamenii de la celelalte partide au fost întrebați de ce nu pun contracandidat. Și au zis că nu vrea nimeni din acea comună să o contracandideze pe doamna, că le e frică. Le e frică de ce? Nu știu. De ce le-ar putea fi frică oamenilor din Grădina, comune despre care, dacă mă gândesc, nu știu să o arăt pe hartă. Nu știu. Adică e undeva într-un colț de județul Constanța. Poate le e frică șefilor de partid. Șefilor de partid. Doamna e de la PSD, spuneai. Da. Și asta înseamnă că lui Bogdan Huțucă, președinte PNL județ Constanța, îi e frică
să pună un contracandidat la grădină? Să mergem mai departe și cred că o să înțelegem. Deci, are o soacră care e primar, candidează de 12 ani singură, câștigă 100%, din punct de vedere, cred că e și singurul caz din România. Bun, mai departe. Soția domnului procuror, împreună cu tatăl ei, adică soțul doamnei primar și cu fata, au fost condamnați în 2013 pentru că au fraudat niște fonduri europene. Au făcut documente ca să primească fonduri europene și i-au prins. I-au condamnat la Curtea de Apel Galați. Probabil a existat o strămutare, având în vedere calitatea de procuror local. Da? Ok, bun. Acum 10 ani a existat o condamnare pentru fraudă. Bun. Bun. În familia domnului procuror, da? Procuror, șef mare, da? Ok. Soția domnului procuror, anul trecut, s-a asociat într-o firmă. Nu spune, Solid House. Nu, okay. Se numește EasyMed Consult. Știi cine este asociatul soției domnului procuror în firma respectivă? Cred că o să am o surpriză, nu știu. Gabriel Comonescu. Și soția domnului Comonescu e administratorul firmei. Și atunci... Cred că e un club în Constanța. Cum de, să de am doamne, eu de, doamne, de oameni de afaceri de sex feminin. Și așa cred că se nasc astfel de combinații, că altfel nu-mi explic. Cum deci... să am eu încredere în justiția din Constanța? Am toate argumentele să n-am încredere? Nu știu dacă le ai pe toate, dar ai destule. Eu, sunt într-o profesie în care încerc să-mi păstrez încrederea în justiție. Tu ești pe partea de judecători, de instanțe. Nu, avem contact și cu zona de procurori, pentru că în calitatea noastră de avocați, bine, eu nu sunt un avocat care să intru foarte des în cauze penale și atunci nu am contact, n-am avut contact în profesie cu... Probabil că după emisiunea asta o să te rog să-mi recomanzi mie unul, că sigur îmi inventează ceva. Există foarte mulți avocați penaliști buni în Constanța, așa că nu văd de ce după emisiunea asta ar trebui ca tu să-ți dai foc la valiză. Doar pentru că scriam de IPS-ul, mi-am inventat o evaziune fiscală. Pentru că am scris de primarul Dina Gigea, mi-a făcut o plângere penală în care a scris că sunt șeful unui grup infracțional format din jurnaliștii subsemnatul Cristi Hagi, Adrian Cârlescu. Ce s-a întâmplat cu plângerea? Este la parchet din noiembrie 2021. Și nu s-a mai întâmplat nimic. Pe mine nu m-a căutat nimeni niciodată. M-a căutat doar antifrauda pe care a sesizat-o parchetul. Au controlat. Având în vedere dezvăluirile tale din seara asta, la ce parchet e plângerea ta penală? Nici nu știu, sincer. Cred că la parchetul de pe lângă judecătorie. Ah, ok. Da. Deci e la o... Este un domn procuror care mă uitam, nu știu dacă ar trebui să spun asta, dar m-am uitat, că-s curios, nu? Okay. Pe declarația de avere apărea că a câștigat 15.000 de euro la poker online. Se înseamnă că e un jucător de poker bun. Jucător de poker bun, da. Are timp liber, că să câștigi 15.000 de euro, cred că implică. Să știi că nu neapărat, pentru poker online nu trebuie foarte mult timp liber, adică poți să participi la... Pe din... da, să și câștigi banii ăștia, ori mizezi foarte mult, mă gândesc. Nu neapărat, nu. Pentru că poker, poker în România nu e un joc de noroc. Nu? Nu. Tu știi el nu e un joc de noroc pokerul niciodată. Este un sport? Este un sport. Este federația, există federația română acolo de poker. Poker online. Nu contează. Da. Poker, orice înseamnă joc de poker, este un sport. Cât este trebuie să joci ca sport să strângi 15.000 de euro câștiguri? Poți să joci un weekend și atât. Așa trebuie să fii foarte bun, da. Trebuie să fii bun, într-adevăr, pentru că e un joc, un sport al minții considerat precum șahul. Da. Și atunci, e nevoie nu numai de șansă de cărți, ci de cunoștințe despre cum să faci asta. Bun, și având în vedere discuția pe care o avem, pot să mă întreb eu de ce nu au fost anchetați niciodată Stroie, Felix și Ion Dumitrache? Oare pentru că directorul adjunct al lui Felix Stroie de la Raja a fost fostul director SRI Constanța? Uite, iarăși o informație pe care eu n-am știut-o și probabil mulți oameni care nu s-au, care se uită la noi au aflat cum de la tine. Îl salutăm pe domnul Preda, știe toată lumea. Oare de ce a simțit domnul Stroie nevoia să-și pună un adjunct fost șef de SRI? Probabil era omul la pensie și așa oare trebuia să-și continue cariera. Soțul doamnei șef de la ANAF a angajat la Raja. Cred că pe vremea domnului Felix Stroie numai cine nu-și dorea nu lucra la Raja. A avut talentul ăsta.
cine e în funcția aia? Zic că îi angajez pe cineva la Raja. Era o chestie foarte interesantă. Până și soția lui Decebal Făgădău lucra la Raja. Dar să știi, acum că am stat de vorbă cu multă lume și au zis că e foarte bună pe ceea ce face, încă lucrează acolo. Da, deci nu aici poate fi... Da, zic așa. Felul în care unii oameni... acuză lumea că îl pup în cur pe Făgădău. E un adevăr. Lucra acolo, doamne. Da, și dacă spui că era și bună, adică nu cum să contești ce spui tu. Da. Tu, într-adevăr, pui niște întrebări, le lansezi cumva în eter, da, interesante și șocante și pentru mine, pentru că noi nici măcar n-am stat de vorbă înainte de emisiunea asta. Da, nu. Și mie mi-ai dat niște informații care... Să nu-i faceți nimic lui. Nu, că nu e vorba să-mi facă mie cineva ceva, da, că nu are nimeni ce să-mi facă. Mi-au trimis SANAF-ul în 2019, m-a înjurat un domn pe Facebook. Ok. Și eu i-am răspuns. Domnul fiu de senator PSD. Și m-am trezit cu ANAF, un control. Tot. Adică tot. De ziua mea. M-a sunat ANAF. Bună ziua. Control de fond. Tot ce aveți. Vă așteptăm cu documentele. Da, ok. Nu e nicio problemă. M-au controlat și și-au adus în aminte. Aveam eu o firmă mai veche. A, n-ați plătit niște impozite. Ok. Nicio problemă. Spuneți încât am de plată, trec pe la caserie. Da, exact. Calculaseră vreo 30.000 de lei pe care nu i-aveam, că nu chiar bani puțin dintr-o dată. Uite, vezi, acum și au pus în executare apartamentul surorii mele, care avusese la un moment dat în istorie 5% din firma respectivă. Și m-am dus la ANAF și l-am întrebat pe domnul ăla cam în cât timp se face executarea asta, ca să am timp să strâng banii. Exact. Și mi-a zis, păi, solicitarea pentru noastră e acolo, la capătul teancului, din istoria acestei instituții, nu există mai puțin de 2 ani. Și am zis, ok, nicio problemă, că strâng eu mai repede banii ăștia până la urmă. Văd, mă împrumut, o rezolv cumva, că stătea, plângea sora mea, da? Și în 7 zile au trecut la executare. Înseamnă că cineva a luat dosarul din tank, de jos. Exact. Și l-a pus sus. Da, și m-am dus cu banii și când m-am dus cu banii să plătesc, domnul respectiv m-a întrebat, dar cum adică plătiți? Și am zis, da, nu înțeleg, vă deranjează sau? Nu. Din ce îmi spui tu, îmi dau seama că de fapt afirmația ministrului Justiției ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției, că de asta spun așa, e făcută... Care afirmați? Afirmația că lupta cu criminalitatea în Constanța este pierdută de mult. Dar omul e tâmpit, iartă-mă. Pentru că el spune și în ce perioadă s-a pierdut. Acum 10 ani. Spune că începând de acum spune 10 ani. Spune că începând de acum 10 da. Ani. Ori în ăștia 10 din ani... Din 2013 încoace. Ok. În ăștia 10 ani, timp de un an de zile, șef al Inspectoratului de Poliție a fost Bogdan Despescu. Da. Pe care l-au avansat. L-au avansat făcut, în minister. L-au făcut șef peste tot inspectoratul din România. Da. Păi el numai face... că... Uite, Cătălin Predoiu a fost doar ministru al justiției. Mă întreb de ce n-a făcut afirmația asta și din funcția de ministru al justiției, pentru că acolo era, într-adevăr... Păi. Nu știu dacă l-ai avut pe Despescu parte din perioada în care s-a pierdut lupta cu infracționalitatea. De ce l-ai avansat? Păi l-au avansat înainte să vină Cătălin Predoiu la Ministerul de Interne. Păi da, dar în perioada de 10 ani pe care o invocă el. Da, o invocă și acum constată. Constată că lupta cu criminalitatea în Constanța e pierdută și da. Din ce știu eu avem multă vrei criminalitate. Vrei să zici și aici din... una bună? Te rog. M-am trezit, că trebuia noi să mâncăm împreună într-o da. Seară. Trebuia să mâncăm împreună. Și m-am trezit seară. Cu 3 interlopi la ușă. Ok. Foarte hotărâți, eu eram în cameră, nu... Da, mi-am zis nici mă ridic din pat de obicei la mine când vine ceva mă sună înainte. Nu sunt cu musafiri așa nepoftiți. Mi-au tăiat curentul așa. Pentru că, scară, pentru că nu ieșeam, da. Și dacă am văzut că am rămas fără curent și e gălăgie pe scară, am ieșit să văd ce se întâmplă. Și ei au zis, mă, ta cine ești? Stai în chirie aici? Și zic, bă, dar cum? Niște băieți. Adică, da, bine hrăniți. Dar de ce mă luați pe mine la întrebări? Eu foarte supărat că pierdusem la table, că dacă s-a tăiat curentul, s-a tăiat și netul și nu, eu nu joc poker, eu joc uite, table vezi online, alt sport al minții, na? Dar nu pe bani. Eu joc pe de plăcere. Da. Și
cred că în inconștiența momentului m-am luat la ceartă cu ei, deși mă băteau ăia de mă uscau dacă își puneau mintea cu mine. Și când au văzut că-s nebuni, ei tot vreau să afle al cui apartamentul. Aveau o chestie, că e apartamentul lor, că foarte supărați. Nu aflaseră că există GDPR și că da. Tu nu poți să divulgi date personale. Exact, da. Și au plecat. Și proprietarul apartamentului în care stau a chemat poliția. Da? Și poliția a venit și... Hai, domnule, lasă-mă. Veniți degeaba. Era încă domnul Glugă, șef. Dacă mai vin data viitoare, și totuși hai, dacă tu ați venit, depunem o plângere. S-a întâmplat asta cu domnul Glug așa și la vreo săptămână după l-au chemat pe domnul care a depus plângere și i-au zis, vreți să o retrageți, că stă acolo. Rămânem cu un dosar, autor exact. Necunoscut, da, stăm. Da. Asta în condițiile în care le-am dat imagini, aveau tot ce le trebuia. Da? Vreți să o retrage. Poliția în Constanța, și mi-asum ce spun, e absolut degeaba. Păi asta zic. Poliția în Constanța, nu știu în alte zone ale țării, dar poliția în Constanța, în afară de da. Furturi, tâlhării și eventual să iau unii la bătaie pe stradă, nu prea știe mare lucru. Nu. Adică dacă faci o plângere penală care se întinde pe mai mult de o pagină, două, da. Deja pierzi atenția. Sunt probleme mari. Deja da. Pierzi atenția și atunci da, da. Prefer să îndrepti o plângere penală de genul ăsta către unitate de parchet care, ca să n-ajungă la poliție. Care oricum tot la poliție o redirecționează. Că e normal. Că de fapt... Am făcut la un moment dat o plângere, distrugeau clădirea Cinema Popular. O firmă. Distrugeau clădirea și aia e o clădire de patrimoniu, n-ai voie să te atingi. Da. De ea n-aveau niciun fel de autorizație, ei dădeau cu dalta în pereți. Și am făcut o plângere la poliție. Au oprit lucrările, dar timp de 3 ani am tot întrebat dacă s-a dus cineva acolo să cerceteze și nu se dusese. De la IPJ până la MIGA, nu? Până la Popular. Nu se dusese. Asta e. Poliția în Constanța nu că a pierdut lupta cu infracționalitatea. Nici măcar n-a început-o. Nu cred că a început-o. N-a intrat exact. În ring cu da, criminalitatea exact, ca să pierdă vreun da. Meci. Pe ce, urla vreodată un polițist la Petrica Iordache, de exemplu? Nu. Pe dacă l-aveai pe Cârlic șef... Care era interlopul principal. Și poliția de toate națiile, adică pe... inclusiv poliția rutieră. Eu nu cred că am da. Văzut de foarte mult timp poliția rutieră patrulând în interiorul orașului Constanța. Măcar așa într-o patrulă să-și facă simțită prezența. Nu. Că am mai auzit raziile, operațiunea blocada, am prins 20 de șoferi care au băut o bere, 30 drogați. Toți în Constanța știm cam pe unde stau. Da, vineri seara stau pe Bulevardul Mamaia sau în apropierea cluburilor ca să mai prindă ceva. Mai sunt momente când stau pe acolo, după podul de la Butelii. Sunt acolo. Da, cine știe, probabil sunt câteva locuri. Păi nu, că dacă stau la podul de la Butelii, înseamnă că stau foarte aproape de sediu, că probabil exact. N-au bani de benzină să meargă mai departe de podul de da, Butelii. Evident. Adică toate razile astea, pe lângă că sunt previzibile. Dar sunt trei echipaje de rutieră în Constanța. Toate, atâtea sunt. Trei. Și atunci ne mai mirăm că mor oamenii mir, călcați nu. De mir, drogați pe șosele da. Când noi nu avem prezența unei poliții rutiere. Exact. Dorian, ai reușit să mă șochezi în seara asta, dar întrebarea mea după informațiile tale, șoc, mai avem vreo șansă? Nu. În orașul ăsta la normalitate? Nu. Nu, nu adică nu. Putem nu. Să schimbăm ceva? Că oricine se uită la emisiunea asta o să zică că suntem pierduți. Constanța, șeful poliției Constanța, domnul Glugă. Glugă. Da? Că vorbeam de, a, de... Care a fost? N-a plecat nicăieri. Cum n-a plecat nicăieri? Pe unde? E acolo. L-a dat cineva afară. E acolo, dar nu cred că mai e șef. Mai are funcția. Mai are funcția. Dar e acolo. E acolo. Da? La trei zile după ce domnul primar este anunțat ca fiind urmărit penal, soția domnului Glugă devine consilierul primarului din Constanța, onorific. Am văzut și asta. Mă, nu și mă întreb dacă mai avem vreo șansă. Crezi că dacă se schimbă ceva la vârful orașului, se schimbă ceva și în jur? Păi nu e jur? Pentru că vârful orașului e constituit de acești domni despre care vorbim de fapt. Ei conduc orașul. Și atunci Virgil Chițache e și el o marionetă? Are 6 dosare penale. N-are... Eu nu îl scuz pe Virgil Chițache acum. Dar nu cred că doamna soție de șef de poliție a ajuns întâmplător consilierul exact atunci. Și cu toate astea nimeni nu face absolut nimic. Chiar dacă lucrurile sunt vizibile da, lucrurile cumva cu ochiul liber. Da, adică... evident. Nu face nimic. Nu. Și unde vezi tu o soluție în așa ceva? Nu există. Debarcarea lui Virgil Chițac în urma unor alegeri care o să fie cum o să fie la anul. Îți spun o întrebare la care aș vrea să-mi dai un răspuns onest. Te rog. De ce Oal Făgădău n-a mai vorbit public de când a pierdut alegerile? Da? Da. De ce n-a mai vorbit?
din ce știu eu, a mai vorbit pentru că a vrut liniște să-și demonstreze nevinovăția, deși asta nu e niciodată ceea ce trebuie să se întâmple într-un stat de drept. Tu știi răspunsul. Pentru că da, n-a vrut să ajungă în închisoare vorbind. Bună dimineața. Asta e răspunsul. Și atunci în ce lume trăim? Da, uite, pe de altă parte avem Radu Mazăre în închisoare, Nicușor Constantinescu în închisoare. Unul a fost mut, celălalt a vorbit. Amândoi au ajuns acolo. Fie că au fost muți, fie că au vorbit. Unul are aproape 20 de ani de executat, unul mai are puțin și iese. Radu Mazăre mai are puțin și iese, din punctul ăsta de vedere. Bun. Și asta înseamnă că asta e o lecție pentru oricine ajunge în fața, din funcție publică, în fața justiției, că dacă taci, e mai puțin. Asta înțelegem, nu? Asta se poate înțelege. Eu sunt descumpănit pentru că cumva instinctul meu este de a refuza ce vine de la tine. Pentru că uite, vezi, tu jurnalist, eu avocat și care fac și emisiunea asta, eu sunt într-o postură în care sunt în conflict cu mine în momentul ăsta. Pentru că îmi vine să spun mult mai mult din tot ce gândesc la văzând ce mi-ai spus tu acum. Ai văzut raportul ISC la Năvodari? Da, 270 de blocuri, care ar putea fi cu probleme pe autorizațiile de construire, da, pentru că ISC-ul a venit și a făcut acel control. Nu știm, dar aș putea să fac un pariu cu tine că îi găsesc pe domnii despre care am vorbit și printre blocurile alea. Și dacă un primar a dat 270 de autorizații cu probleme, 135, nu 270, el n-a făcut-o de capul lui. A știut că de undeva e protejat. Pentru că la un moment dat toți s-au simțit cumva protejați. Și exact. Nicolae Matei, exact. Și Radu Mazăre. Păi și... iartă-mă, pe Nicolae Matei, ca să-l scoată din închisoare, că ești avocat și înțelegi mai bine decât cei care ne privesc, i-au redus din pedepsa pe care o avea de executat arestul preventiv pe care îl dăduseră în alt dosar care încă nu se încheiase. În mod normal se întâmplă asta. Se pot întâmpla și astfel de situații, din punct de vedere juridic, se poate întâmpla atunci când primești condamnarea să ți se deducă perioada de arest preventiv, chiar și dacă nu e vorba de aceeași cauză. Păi. Pentru că în următoarea cauză în care ar fi primit condamnare, n-ar mai fi beneficiat de acea deducere a arestului preventiv. E un pic puțin ciudată din punct de vedere juridic, dar dacă știi mai mult de atât, spune. După momentul în care l-au scos din pușcărie pe Nicolae Matei, au pus un microfon pe el și s-a dus și l-a convins pe un general de la RAPAPS să îi vândă o casă contra unei șpăci și l-a băgat pe ăla la închisoare. E cunoscut, pentru că suntem, asta se întâmplă pentru că avem o legislație care încurajează delațiunea, care încurajează nu de neapărat delațiunea, care încurajează scot unul din pușcărie care a distrus orașul ăla și mi-e groază când mă gândesc la Matei. Mazăre mie mi se pare mic copil față de ce a făcut Matei la Năvodari. Păi da, probabil Matei încerca un model Mazăre mai mic, un model Mazăre în miniatură. Păi da, dar i-a ieșit mai bine. Și dacă i-a ieșit mai ce? Bine, pentru ce face Chelaru acum? Același lucru. Nu, cred că e la un nivel mult mai mare. Mult mai mare, evident. 270 evident. De autorizații înseamnă 270 de măgăoaie, blocurile alea care au sufocat mamaia noastră. Noi nu știm nimic despre primăria Năvodari. Fiind aici, la Constanța, mai cerem informație, mai... La Năvodari nu vezi ședințe de Consiliu Local. Eu am fost odată la ședința de Consiliu Local la Năvodari și a urlat Florin Chelaru la mine că cum îmi permit să-l filmez. Și îmi spui, prietene, calmează-te. Uite, încearcă să te duci la grădină la ședințele Consiliului Local. Deci să vezi acolo o lipsă de obișnuință cu presa prezentă. Noi știm câte ceva despre ce se întâmplă la Constanța. Am mai insistat foarte mult pe corupția din Agigea, care e uluitoare, e spectaculoasă și pe care iară nu o vede nimeni. Da, cum de se ce? Văd doar anumite lucruri în anumite locuri. De exemplu, noi despre Mangalia nu știm foarte mult. În Mangalia aflăm doar când Cristi Radu eventual e trimis în judecată în niște dosare. Da. Deși și acolo sunt politicieni de opoziție care urlă. Urlă despre corupția și corupția. Șmecherii ăștia din provincie, ca să zic așa, din afara Constanței, sunt mult mai liberi. Pentru că n-au o presă pe cap.
Nu, că da. Să poți să ai un organism de presă într-un oraș cum e Mangalia, cum e Grădina, de exemplu. Da. Ce presă poate să fie la Grădina? Da. Eventual își face cineva o pagină de rețea socială și acolo mai scrie câte ceva. Cum povestea Bobonete, că atunci când au filmat prima oară la Fierbinți, s-a trezit deranjat singurul blogger din Fierbinți. Să zic că ne fac de râs localitatea. Se poate cam așa întâmpla, e. Exact, să există un blogger peste tot. Da, exact. Crezi că faptul că tu spui lucrurile astea și o spui foarte direct poate să ajute, nu știu, oamenii să conștientizeze niște lucruri și dacă le conștientizează, ce pot oamenii, noi, ăștia de pe stradă, care suntem doar cu o ștampilă de vot în mână și atât, că altă modalitate n-avem să facem ceva, putem să schimbăm ceva prin, nu știu, nu cred în soluții providențiale, e clar că nu o să vină cineva providențial. Nu. Dar care e soluția să schimbe dracului ceva în orașul ăsta și măcar în nu în zonă, soluția că în zonă deja e prea mult. Soluția ar fi ca instituțiile de la București să-și dorească într-adevăr să se întâmple ceva. Așa cum a făcut ISC-ul când a venit și a controlat pe bune blocurile din Năvodă. Da. Și l-a obligat cumva, că l-a obligat de fapt, conform legii, că asta vorbeam și cu prefectul în emisiunea pe care am făcut-o, l-a obligat pe prefect să dea în judecată primăria și beneficiarii autorizațiilor. Bine, sunt convins că între autorizațiile alea există și unele care de fapt s-ar putea să fie ok, dar au luat un calup așa mare de 270. Și cum revenind la... Deși și acțiunea asta, îți spun, e fără efect. Pentru că dacă blocurile alea... N-are niciun efect, pentru că dacă blocurile alea sunt gata și au intrat în circuitul civil, adică s-au vândut, la revedere, rămân în picioare, sufocarea din beton, din Năvodar, rămâne aceeași. Adică e tot un joc de glezne. Ar trebui să aibă repercusiuni penale asupra primarului. Și iată, măcar primarul atât. Este... Primarul, bine mersi, pentru că cineva, din 270 de blocuri, cineva și-a luat apartamente mult. Dorian, e și muncă de Sisif asta. Adică, procuror să fii, cred că ți-e și scârbă să te apuci să iei 270 de documentații. Așa. Adică trebuie să ai, într-adevăr, o poftă de muncă. Trebuie să faci un lucru mai interesant. Să iei la 270 de blocuri câteva mii de proprietari și să vezi cine sunt proprietari. Nu cred că e atât de greu. Trebuie să fie un procuror tânăr și un procuror tânăr care să poată să facă. Când s-a apucat de gruparea Mazăre, da, evident. Dar eu cred că sunt mulți procurori tineri, nu? Și care își doresc să aducă dreptate. Și care, sau să ducă către dreptate, măcar să muncească într-o dreptate. Dar ai loc de băieți ăștia? Te uite că se mai pensionează din ei. Doamnește, să se pensioneze. Adică asta ar fi de fapt singura soluție, ieșirea din sistem aia naturală prin pensionare? Nu e neapărat o soluție, pentru că eu... Lucrurile astea, multe dintre ele ți le spun eu azi, multe s-au scris. Ți-a părut că a deranjat pe cineva? Nu știu, o să vedem după emisiunea asta. Dacă va fi cineva deranjat. Nici ăștia nu stâmpiți aici. Ei fac lucrurile astea fiind la rândul lor protejați de undeva. De la vârf. După emisiunea asta nu putem să spunem cancer generalizat. Metastază. Da. Asta înseamnă că apropo suntem de ce moarte. Spunea colega săptămâna trecută, între Felix Troie și o firmă controlată de domnul Dumitrache, domnul Dumitrache a recunoscut, cred că chiar la tine în emisiune, că nu e el patron, dar e din zona lui de interes. Da, s-a întâmplat. Da? Au fost tranzacții între Raja și firma respectivă de 40 de milioane de euro. Nu e interesant? Dacă ai fi... După ce domnul Felix Troie a plecat de acolo? Nu. Sau în timpul înainte, în care Felix Troie era înainte, acolo? Înainte. Și acum se întâmplă la fel. Nu știu care sunt sumele acum. Păi, directorul de la Raja acum este... Finul domnului Dumitrache. Asta îi spuneam eu și Măriucă și cumva aveam o contradicție din punctul ăsta de vedere, când spunea că sunt oameni de afaceri onești atâta timp cât eu nu au fost dovediți altfel. Dar asta îi spuneam eu. Influența puterii politice n-are cum să nu existe în afaceri de genul ăsta. Că eu cu tine, dacă ne deschidem mâine o firmă și mergem și batem la ușă, Raja, bună ziua, bună ziua, vrem și noi 40 de milioane de euro că, pentru că noi facem tocătoare de lemn și poate aveți nevoie de tocătoare de lemn să-și taie muncitorii parizerul pe ele. Nu să ne dea niciodată nimeni. Problema e că ăștia 40 de milioane de euro, dacă s-ar fi împărțit la mai multe firmulițe independente din oraș, fără influență politică. Probabil economia Constanței fi avut de câștigat. Asta zic și asta nu-i doar la Raja. Domnul Dumitrache mănâncă gras de la DGASPC, contracte peste contracte cu firmele lui. În fiecare comună cu primarii, dacă îi cauți, ba un teren, ba o mică afacere. Băieții ăștia
din gruparea asta, Stroiești, Dumitrache, este peste tot. Că nu întâmplător au ajuns să aibă pescat doare. Eu știam că de 4 ani, județul ăsta e condus de PNL. Adică oamenilor de afaceri din PNL nu le e suficient de foame încât să poată să intre, care să ia și niște contracte. Că toată lumea are o foame. Care după oameni de afaceri? De fapt, da, că asta vorbeam și cu... Aici ești de acord cu Măriuca, pentru că Măriuca spunea că marii peneliști și liberale ai Constanței sunt de fapt niște lefegii bugetari toți. Exact. Sau în mare parte și toți. Și este adevărul. Că mari oameni de afaceri nu sunt în PNL. Nu sunt, nu. Nu. Au fost, au plecat. Pentru că s-au scârbit de ce au văzut. A fost o gașcă cu Costică Albu, nu, cum, Costică Matei, da. Ion Albu. Uh-huh. Au fost o gașcă de oameni interesanți de afaceri și au plecat. Cu afaceri care, da, prosperau. Ăsta de a fost director înainte, președinte înainte de, cum îl cheamă, înainte de Huțucă. Și ăla, om de afaceri. Au fost. Și în momentul ăsta au golit, au rupt ușa. Au plecat dintr-un PNL pentru că s-au scârbit, pentru că au văzut că politica lor ce liberală... Ce să faci podcasturi cu Septimiu? Ce Dumnezeu! Pe bune! Și mai e o chestie interesantă și acum o să te surprind. La PNL sunt mai mulți tineri decât la PSD. Nu? Septimiu, Crușoveanu, George Niculescu... Sunt oameni tineri. Uite, sunt oameni tineri, într-adevăr. Ăștia nu vor să se compromită. Pentru ce? Să-și facă o firmă, să ciupească de pe la instituții. Asta e o practică pe care nu mai vezi în țară. Asta e o practică pe care Stroi a învățat-o prin anii 90. Da, e un model al anilor 90, da, când era capitalismul ăsta de cumetrie. Da, nu se mai lasă de povestea asta. Și tu crezi că dacă o să ajungă într-o poziție de putere, vrei să ne distrăm? Ăștia tineri, n-o să-și facă și ei o, prin mătușa Tamara, vezi, o firmuliță care să au bunul simț să o facă prin mătușa Tamara. Eu văd firmele lui Dumitrache și știu că sunt ale lui Dumitrache. Nici măcar nu se ascunde. Vine aici pe canapea și zice, e firma mea, domnule. Nu e a mea, dar e din zona mea de interes. Deci nici au și chestia asta cu fala. Dar uite, zic o chestie interesantă, ca să ne amuzăm. Ăștia cu pescadorul. Știi că am scris, da, de firma cu chestia. Pescadorul. Aceeași firmă, adică aceeași gașcă de băieți cu o altă firmă, vindea pește pentru delfinii de la delfinariul din Constanța, ca să-i hrănesc. Ca să vezi cum... S-au terminat firmele care să vândă, da, pește. Și la un moment dat și-au închiriat, eu aveam un chioșc în curte la delfinariu, că tot râdeau unii că vindeam porumb fiert acolo. Da, vindeam pentru că în felul ăsta nu eram obligat să mă vând către politicieni și puteam să susțin afacerea de presă. Și ei închiriaseră pontonul de pe lac, de la delfinariu. Delfinariu este considerat muzeu. Da. N-ai voie să vinzi alcool acolo în curte. Ok. Ei vindeau bere. Păi și bere aliment. Nu aveai voie. Că eu m-am luat de domnul Bâlbă, mă. Păi vreau și eu să vând bere dacă toată lumea vinde. Porumb merge și o bere, normal. Păi, asta e. Și ce a zis domnul Bâlbă? Hai, domnule. Băiatul Stroie, mă. Nu pot să... Păi. Și cum îți închipui tu că ăla de la ITM a făcut el vreo anchetă despre pescadorul lui Cosmin Stroie? Bun, și atunci soluția ar fi cumva schimbarea garniturii de politicieni cu forța, adică să aducem tineri și să-i împingem cu forceps în față? În deconcentratele din Constanța n-ar trebui să fie soluții politice. Ar trebui să fie tineri tehnocrați care să ajungă prin concurs și nu impuși politic. Când ai văzut ultima oară un tânăr la șefia vreunei deconcentrate din Constanța? Să știi că am văzut. Unde? Uite, la ANR este, de exemplu, e un, okay, băiat, cred că are în jur de 40 de ani, nu este niciun partid, e extrem și de tânăr. Și celebra șpagă din ANR a dispărut odată cu tânărul ăsta? Nu, nu există, aș vrea dovezi, nu poți. Băiatul ăla e un pic, îți dă cu birou în cap. Deci e un nebun frumos ca tine. Da. Uite, mă interesează lucrul ăsta, adică astfel de nebun frumos care încearcă să schimbe ceva din temelii. Nu, se luptă aia să-l schimbe, dar... Pentru că omul și-a făcut atât de bine treaba acolo și asta ți-o spun din ce urmăresc, uh-huh, că repet, nu am mare dialog cu el. Vor să-l lase șef la ANR, dar să golească funcția de responsabilități pe care să le mute către capitanii unde sunt oamenii lor. Înțeleg? Unde sunt băieții ăștia care o să rămână un fel de director și asta se întâmplă prin lege. Onorific. Cumva. O să rămână un fel de director fără atribuții și capitaniile se ocupă de tot restul. Bun, și avem un om tânăr un la șefia unei deconcentrate. Se luptă să-l termine. Mai avem și alții? Adică
Nu. Există o frăție a tinerilor sau e posibilă o frăție a tinerilor, nu știu, un partid al tinerilor. Mi-ar plăcea, care da. Să vină și să spună noi vrem asta, asta, cred că, asta. Din păcate mitul ăsta l-a spulberat USR-ul. Asta era următoarea mea întrebare. Nu cumva mitul ăsta al omului nou care vine și schimbă din temelii și anti-sistem și anti-establishment și anti... Iarăși ne întoarcem la domnii ăștia. Eu sunt un om tânăr, nu eu. Da. Eu, că nu mai sunt tânăr. Să luăm un om tânăr. Și noi suntem tineri și noi avem 40 de ani. Adică... Un om tânăr cu niște afaceri reușite care zice, bă, de mâine vreau să mă implic în politică să schimb ceva. Da. Și îți vine domnul procuror și inventează o evaziune fiscală. Păi ăla îți pleacă din politică și zice, stai mă așa, pentru ce? De asta îți spun că după, de aici pleacă după procuror problemă. Există instanțe care în mod normal văd între alb de și negru cu tine. Și disting. De acord cu tine. Dar până când, că am stat de vorbă cu oameni care au pățit asta, până când îți dă ție instanța aia că ești vinovat, tu albești tot. Da. Știu oameni care au făcut cancer. Da. Și nu-ți mai trebuie. Pentru nimic. Că în România se întâmplă într-adevăr asta. Asta fiind asumați, într-adevăr se întâmplă. Da. Conform unor principii vechi de drept, noi trebuie să ne demonstrăm nevinovăția de multe ori în țara asta, da. Decât sunt ei obligați să demonstreze că suntem vinovați. Exact. Și exact. Atunci, ca să nu-ți mai spun când lucrurile se vor întoarce pe făgașul normal, toate vor fi descurajate. Dacă băieții se supără rău pe tine, te mai trezești într-un malaxor în care îți fac imaginea varză. Și pe la un moment dat zici, bă, dar pentru ce nu puteam să stau eu bine, mersi, acolo cu afacerea mea, nu mă deranja nimeni? Plăteam un impozit, plăteam câteva salarii și eram liniștit. Nu aveam dorința de a face ceva mai bine pentru oamenii din jur. Prietenul meu, Grigore Comănescu, a murit în sală la tribunal, încercând să dovedească de 15 ani că este victima unui abuz, pentru că au venit și au retrocedat o carieră de piatră, lucru care este interzis complet de lege, nu poți retroceda o exploatare minieră. La el s-a putut, pentru că au vrut să-l termine. Și a murit în sala de tribunal, încercând să-și dovedească situația, să arate că e cum e. A început bruiajul, deja e lumina roșie. Da. Am plecat din cuia albastră, terminăm cuia roșie. O să nu mă faci și pe mine mincinos. E bruiajul, nu te fac mincinos. Nu, aia a fost o glumă în emisiunea respectivă. Da. Deci n-am găsit deci o soluție. Am trăit și am văzut cum l-au terfelit pe Grigore Comănescu pentru că n-a vrut să-și vândă părți din afaceri. Că de fapt asta i s-a cerut constant. De asta era o metodă prin care oamenii puternici ajungeau să fie și mai puternici. Exact. Cumpărau, primeau, cereau de fapt. Da. Impuneau să li se dea bucăți din afaceri profitabile. Exact. Că asta a fost și metoda lui Radu Mazăre. Și... Exact. Merge firma aia, merge, vreau și 10%. Păi nu, dar e a mea. Soția domnului procuror are 10% din firma despre care ți-am zis cu Gabriel Comănescu. Zeciuială. I se spunea pe vremuri taxei care se dădea știu, bisericii. Și... Da. 10% din tot ce faci să se ducă la biserică. Din punctul meu de vedere, cred că sunt singurul jurnalist care a vorbit răspicat despre asta. Spui că s-a mai scris. S-a scris la Info Sud-Est, dar doar despre procurorul șef, despre povestea asta cu domnul Julien. Am găsit-o singur, nu a apărut pe nicăieri. Și mi se pare să te asociezi cu Gabriel Comănescu, tu ca soție de procuror, mi se pare strigător la cer. Poate e vreo întâmplare fericită, ce să zic. Există coincidențe, într-adevăr. Domnul Comănescu se laudă că el controlează procurori, face drege. Uite, unde se laudă domnul Comănescu? Între prietenii lui, așa. Și lucrurile astea, fiind între prieteni, ajung și la urechile tale ca jurnalist? Da, bineînțeles. Pentru că probabil prietenii nu sunt toți chiar atât de prieteni și atunci lucrurile astea transpar, ajung și la tine. Normal, nu, cred că eu sunt a 10-a mână la care ajung. Eu cred că el își dorește să ajungă, pentru că așa se creează o faimă. Dacă aflăm doar noi doi, nu are niciun rost. Dacă tot orașul știe că eu controlez procurori, mai știu o doamnă care se lăuda, care treabă cu SRI-ul și n-avea, dar ei plăcea să se creadă așa. Ce doamnă? Era o doamnă. Era o doamnă. A fost cândva o doamnă. A fost cândva o doamnă. Și era una la părinții, mândră în toate cele. Și blondă. Ok. Cădea bine, adică așa. Cadra. Dar când se dusese așa mitul ăsta că e cu SRI-ul,
de toți în fața ei lăsau capul. Cred că dacă îi întrebă, dar de ce ți-e frică de SRI așa? N-ar avea de ce să fie frică de SRI, pentru că SRI este o instituție care apără siguranța națională, ne apără pe noi toți de altfel. Da. Nici ei nu știu de ce, dar m-am întâlnit o dată cu un primar să stăm de vorbă și mi-a zis, era o discuție amicală la o cafea, nu duci, te rog, telefonul în mașină. Bă, ce aveți, măi, oameni buni, nu sunteți sănătoși? Tu, te rog, telefonul în mașină. Ok, l-am dus, ce să fac? E o paranoia care s-a creat la un moment dat în țară. De la băieții ăștia. De ăștia le-i frică. Ne-am dat dracului. Da. Într-un final, dacă nu avem soluții să se întâmple ceva bine în țara asta, și trebuie 2023, să așteptăm, și trebuie să așteptăm Bucureștiul să vină să taie în carne vie eventual. Bucureștiul, care este foarte fericit, și asta am spus-o și o să o spun, este foarte fericit cât timp zona asta e jos. Pentru că noi, dacă ne ridicăm, luăm de la ei. Noi suntem prea aproape. Și luăm de la ei. Totuși sunt cumva mituri care spun că Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu au început să aibă probleme penale. Așa. În momentul în care au început să spună, și o să o spună public, că vor să facă Partidul Constanțenilor. Nu. Și Constanța să devină ținut cumva autonom de restul României. Vrei să spune și așa au deranjat, se spune. Îți spun documentat de ce au ajuns Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu la pușcărie, dacă vrei. De ce? Pentru că au intrat pe o felie unde nu aveau voie să intre niciodată. Felia și li s-a spus și știu asta foarte bine, li s-a spus nu acolo. Și ei au zis, noi. Noi nu. Băieți. Care e felia? Portul. Da? Deci de la port li se trage. Da. Li s-a spus în mod repetat, bă băieți, până la port. Ce vorbești? Noi luăm 20% acțiuni, luăm. Multe. Nu-i bine să-i super pe partenerii strategici. Mi-a dat foarte multe informații în seara asta și sper ca cei care se uită la noi să gândească cu capul lor ce avem de făcut împreună, toți, că suntem 300 și ceva de mii în orașul ăsta, ca să se schimbe naibii ceva, dacă nu acum, măcar peste 5-10 ani, să punem cumva niște temelie la ce urmează să se întâmple. Eu am mai spus-o. Selecția naturală. Selecția naturală. Dar tu spuneai că un anumit domn se pensionează. Ce mă face pe mine să cred că nu vine altcineva în locul dânsului care continuă pe același drum? Doar speranța poate să te facă să crezi asta. Doar speranța că altceva... Știi ce se întâmplă? N-ai garanția. Garanția asta n-ai cum să ai. Poate să vină un om cu o conștiință, cu... Așa cum ar fi normal să fie. Și să se uite ăia de la București și să zică, bă... Știi? Când intri curat într-un cerc de oameni murdari, nu ești niciodată bine văzut. Că n-ai cum să-i curățești pe cei din jurul tău. De-aia spun murdărești. Eu că doar selecția naturală. Pe selecția naturală să ne bazăm, Dorian, atunci. Nu știu dacă o mai prind eu, dar... Măcar știm că rămâne în istorie. Da. Emisiunea asta, da. Și cândva o să zic că lumea, uite, de acolo a plecat niște selecții. Dacă mi se inventează un dosar ceva sau în viitor apropiat după discuția asta, te chem să mă reprezinți. Găsim un avocat să te apere. Da. Mulțumesc, Dorian, pentru șocul pe care ni l-ai dat tuturor în seara asta. Eu îți mulțumesc. Ai mult curaj să spui tot ce ai spus astăzi și pentru asta știi că te admir. Nu mai pas. Acum m-am despărțit și de iubita mea, am mulți ani, mi-a fost teamă pentru că se răzbunau, o controlau pe ea, era de fiecare dată. Acum sunt singur într-un apartament. Ești nebunul ăla frumos care nu mai are nimic de pierdut? Nu mai am nimic de pierdut, da. Poate doar să-mi închidă și ziarele și tot. Dar eu le-am spus întotdeauna o chestie. Mie îmi trebuie doar un laptop și o conexiune la internet. De acolo mă descurc. Știu un coleg de presă care exact asta face și numai în Constanța, tocmai pentru că la fel ca tine a zis, nu mai am nimic de pierdut, am nevoie doar de un laptop și o conexiune la internet, exact. Oriunde aș fi în lumea asta, ca să vorbesc despre Constanța. Da, e la Sinaia. Exact. Și îl salutăm. Eu am nevoie și de o cameră, spre deosebire de tot, că eu fără cameră nu mă simt bine. Da, na. Exact. Încă o dată, Dorian, mulțumesc și eu mulțumesc pentru succes. Curajul de a mă asculta. Țin-o tot așa. N-am de ce să n-am curaj să te ascult. Da. Ești un om pe care îl admir pentru curaj. Exact, și pentru curaj. Casă de piatră. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru onoarea de a mă fi invitat la nuntă. Mulțumesc. Eu am terminat franceză intensiv.
Pentru mine cultura franțuzească e ceva special și m-am simțit foarte bine. Și eu și Raluca, îți mulțumim că ai fost aproape de noi. Ne-am dorit ca tu și câțiva colegi de ai noștri să fie prezenți alături de noi. Da, am avut o petrecere cu tematică franțuzească, de la gastronomie până la alte elemente. Da. Și da, am încercat să facem un lucru special și ne-am bucurat să împărțim din căldura și emoția. Este prima nuntă din viața mea la care nu a cântat o manea. Și cu asta am terminat emisiunea. La mine la nuntă nu s-a cântat nicio manea, pentru că între alb și negru există și lumină și echilibru, trebuie doar să-l găsim. Eu l-am găsit. Vă mulțumesc!